la orice încercare și val din viața noastră, cădem foarte ușor, cădem foarte ușor în necredință. Punem foarte multe întrebări, ne punem foarte multe întrebări, îi cerem foarte mult lui Dumnezeu, dar nu știm ce cerem. Primul nostru cuvânt rostit, înainte de rugăciune, în gând, mergând, să implorăm mila lui Dumnezeu, cerându-ne iertare pe tot, pentru tot ceea ce am săvârșit în viața noastră. Trebuie să fim conștienți că puțin am fost și suntem în slujba lui Dumnezeu. Mai tot timpul suntem tentați și într-o cârchire continuă, adică totul ni se cuvine. Ne punem multe întrebări și am spus-o deseori și am să spun, de ce avem atâtea încercări? Care, dacă ești puțin credincioși și pregătit, foarte greu duci povara încercărilor. Dumnezeu, care este iubire, iertare, ne trimite Îngerul Său, Bărguța, să spun așa. Și ne încearcă mântuirea noastră, nu că ne-ar pedepsi, că ar vrea Dumnezeu moartea noastră, a păcătosului. Nu cel sănătos are nevoie de doctor, ci cel bolnav. Ați auzit cuvântul propovăduit astăzi de Părintele Dumitru? Ce mare a fost credința sutașului. A crezut doar cuvântul Domnului că l-a auzit. Adică nu sunt vrednic să intre sub acoperișul casei mele. Zi tu cu cuvântul și cred, Doamne, că se va tămădui sluga mea. Care dintre noi facem o rugăciune sau punem un pomenic și nădăjduim prin rugăciune că ne-a ajutat milostivul Dumnezeu. Ei, a făcut și acolo. Am plătit o slujbă, ne-a ajutat, ne-a ajutat. Am încercat totuși. Fer, Doamne, să ispitim existența și răbdarea lui Dumnezeu, care Dumnezeu întârzie și ne mirăm de ce nu ne pedepsește. Întârzie, dar nu uită. Fiecare dintre noi trebuie să dăm răspuns. Și timpul, cum l-am prețuit în viața noastră, cum îl prețuim astăzi, ce oare să ne mai trimite Dumnezeu pe pământ ca să putem să ne întoarcem la Dumnezeu? Dacă Dumnezeu ne rabdă, ne așteaptă să ne întoarcem, cât de mult cârtim și o sândim pe cel de lângă noi și îl judecăm pe nedrept, dar câți n-au fost martori mincinoși la un proces arecare pentru vreo doi bănuți l-a nenorocit pe un om nevinovat. A fost martor mincinos. Și l-a părât și l-a judecat pe nedrept. Întrebarea mea este tâlharul, hoțul, mincinosul, răufăcătorul, urâtorul de aproapele, clevetitorul, osânditorul, cum poate dormi noaptea? Chiar dacă are un somn odihnitor, cât de bun e Dumnezeu cu noi, ne lasă, ne lasă. Și apoi, dacă ne clatne toate balele vieții, ați văzut că auzim acest cuvânt, această expresie sau deasă întâlnită, copilul meu a căzut în depresie că e prea pregătit intelectual. Prea mult a învățat săracul, dar n-a întrebat și n-a spus vreodată ca mama,
Copilul meu a fost vreodată spovedit, a fost vreodată împărtășit, a fost vreodată la biserică, la Sfânta Liturghie. Ne punem încrederea în sine. Totul suntem oameni înțelepți. Totul vine de la noi. Uităm că Dumnezeu ne dăruiește harul acesta, înțelepciunea și tot cu ce suntem înzestrați de la naștere. Vă întrebați, cei credincioși, cât de bun e Dumnezeu cu noi, v-ați întrebat vreodată? Am mai spus eu deseori, dacă s-ar lua Dumnezeu după păcatele noastre, n-ar mai fi astăzi prezent în casa Tatălui nostru. Dar Dumnezeu caută în fiecare inimă și suflet acea părticică bună din om, care îl mai ține, care îl mai ține. Ce n-am dat noi să avem credința vie în Dumnezeu a sutașului, deși era de-al neam? Crede, Doamne, ajută-mi credinții mele. Cât de fericit ar fi și ar trebui să fie un creștin dacă, într-adevăr, își face datoria de creștin. Cât de ușor te simți, sufletește, trupește, când te ridici la spovedanie, că ai avut o spovedanie sinceră, curată. Cât de mulțumit sufletește poți fi, dacă într-adevăr ești rugător, când pleci la Sfânta Liturghie, încărcat spiritual și duhovnicește. Îți ajunge pe o săptămână până te reîntorci în duminici sărbători la Sfânta Liturghie. Cât de fericită și binecuvântată poate fi familia care este prezentă la cină la Sfânta Liturghie. Soț, soție, fiu și fiică. Am întâlnit și întâlnesc deseori și mă uit în biserică și în mănăstire, să spun așa, câți gospodari și gospodine, cât de frumos și-au format copiii. Cu câte fericire și bucurie că sunt prezenți la Sfânta Liturghie cu toți. Cum trebuie să pregătească un creștin? Ceea ce a dat duhovnicul canon. Dacă se pare prea puțin, deși mă îndoiesc că mulți cer canon, în ce constă canonul, pravda? Canonul este, sunt metanele în Crăciunile. Câte poți acolo? 25 de metanie, cu 50 de închinăciuni. Cititul rugăciunii de dimineață, de seară, Paraclisul Maicii Domnului, canon de umilință către Mântuitorul, către Îngerul Păzitor, puternicerești, un acatist al zilei, ora acoperimântul Maicii Domnului, ora bunei vestiri, ora Mântuitorului, a Sfântului care porți numele, asta este pregătirea, rânduiala, pentru un creștin modern. Zilnic, laudele Domnului. Și înainte de împărtășanie și de spovedanie cu seară, ceri blagoslovenia Maicii Domnului, cămăruța ta, unde ai un paraclis cu sfinte icoane, unde te rogi acolo în colțișorul acela, îți readuc aminte păcatele trecutului până astăzi. Le aștept frumos pe o hârtiuță